București FM. Aici e capitala. Da, aici e capitala și aici este și Iuca. Bună dimineața! Bună dimineața! <coughs> nu ne-am mai văzut de mult. De timp nu foarte mult, dar e bine că s-a întâmplat. Iar și până la sfârșitul anului să ne reîntâlnim aici în studiul București FM. Mulțumesc pentru invitație, mulțumim pentru invitație. Clipa Sună foarte, foarte bine. Piesa le e cunoscută oamenilor. Da, este un remake. Un remake. La 20 de ani de la lansarea piesei Clipe 3 sud am venit cu un remake, cu un vibe fresh. Și ce vibe. Am zis că îmi place foarte mult piesa. N-aș vrea să-i supăr pe cei de la 3 sud dar îmi place mai mult varianta ta. Uite, mi-o public. Mulțumesc varianta lor... Eu am crescut pe varianta lor. Este un refren foarte emoționant. Am plâns ascultând-o live. Și îți dai seama că a fost o super onoare când a venit propunerea să facem remake. Uh, am încercat să-i păstrăm frumusețea piesei, pentru că o linie melodică bună, un refren bun, cântat în orice perioadă, în orice stil, rămâne un refren bun. Și atunci am încercat să păstrăm frumusețea refrenului. Clipe, piesa celor de la 3 sud în varianta UK din 2023. Să vorbim un pic, fără să intrăm în mai multe detalii tehnice decât este cazul, că avem multe lucruri de descoperit. Cine s-a ocupat de producție? Laurențiu Duță. E, iată, a pus și el umărul. Știe cu ce se mănâncă treaba asta, Laurențiu? Mi-a plăcut și piesa, cred că o și cunoaște. Da s-ar putea, putea. Am, am auzit. A auzit o și el și s-a ocupat de acest pachet despre care ne-am vorbit. Un pachet care contează enorm producția muzicală, talentul e vocea, e Mulțumesc. important să fie și Producția, Mulțumesc. În rest, ce mai faci cum ești, cum îți trăiești clipele de final de an? Bine cu foarte multe evenimente, urmează să am acum un concert în chișină cu orchestra metropolitană și abia aștept. Că vin, vine Crăciunul, colinde Corect <laughs> um, uh, Exclusiv colinde, or să fie, sau strecuri și altceva? Este concertul orchestrei Și eu sunt invitată să cânt un Da, ah, Foarte tare Iuca, uh, ai fost cu mintea anul ăsta? Vine mășnicul ăla, nu uita așa zic. <laughs> Da? da. Ce-ai făcut la școală? Ai luat note bune? Uh, da, eu zic că da și mă pregătesc că vine Bacu Ce fie... faci mai departe? Unde vrei să dai? Nu știu 100% încă. Știu că e târziu, dar cred că am totuși timp să mi le pun în ordine. Mă gândesc la unea dintre variante. Actorie. Actorie. Parcă am mai vorbit noi ultima oară când ne-am văzut cred. legat de actorie, dar vreau să fiu sigur, mai ales că se propie, Se strânge uh, uh, lanțul. Bun. Deci ai fost cu minte, nu primești Sper nu ea? Poate primești o propunere. Nu știu, la voi artiștii cadourile vin uh, și altfel, nu doar în ghete. Uh, mai vin prin conturi, mai vin prin <laughs> telefonul mobil, pe e-mail, gen, uite, Iuca, sună bine piesa, sună bine vocea, hai să facem o piesă împreună. Dar cum stai din capitolul colaborării? Stai bine. Foarte, foarte bine, chiar. Dacă poți să și spui, dacă sunt surprize, și vreți să În le momentan, descoperim noi. Momentan sunt de pregătit pentru un anul viitor. Anul viitor, gata, tragem linie pentru 2023. A fost un an bun cum îl vezi tu. E al câtelea ani de când lumea te cunoaște. Nu știu. Ai făcut așa un calcul? Când de la 5 ani. Nu știu de cât timp. Dar anul ăsta clar au început să mă cunoască din ce în ce mai mulți oameni. Este un an, a fost un an foarte productiv. Și uite o chestie foarte interesantă pe care am făcut-o la începutul anului, fără să știu nimic concret. Mi-am făcut niște pagini cu poze, cum aș vrea să arate viața mea în 12 luni. Și aveam acolo de la creșteri destul de mari pe social media și mă rog, și cum să ajungi la ele. De la, până la concerte, um, era o poză în care un artist pe scenă vedea foarte multe telefoane ridicate uh, și oamenii cântau piesa. Eu nu știam nimic în momentul acela din ce se va întâmpla anul în acesta. Și am reușit să recreez foarte multe poze pe parcursul anului fix, ca în moodboard meu, știi? Uh, vreau să zic că fără să știu, am dat spre 100.000 de, de urmăritori pe TikTok în acea listă, cum aș vrea eu să arate viața mea, în condițiile în care aveam sub 20.000. Un scor, nu, nimic, nu. O evoluție prezis. absolut și incredibilă Și mă îndrept da. spre 100.000. 100.000? Da. Și unde te oprești? Nu mă opresc. Nu te oprești. Nu. <laughs> să nu se oprească TikTok-ul. Să nu se sperie Nu e vorba doar de TikTok. Nu TikTok vorba, este o platformă prin care ajung la oameni. Care Că până la urmă tot muzica. Care este cea mai bună interacțiune cu omul? Muzica pe care o faci în fața exact. lor, pe care o cânți acolo. da mă rog, și mijloacele astea care au apărut de o vreme încoace ne ajută. Te ajută pe tine ca artist. Nu mă ne neapărat pe mine, care nu fac lucruri importante și interesante, nu dau nici la un ATC și nici nu uh, prea o piese de la 3 sud sudest Dar... Uh, nu se știe niciodată. Cum a fost anul 2023 am aflat, e clar că vei primi cadourile potrivite. Cum va fi anul 2024? Ți-ai făcut așa o perspectivă generală? Vrei concerte, vrei album, ce vrea Iuca în calitatea de artist, nu în calitatea de elev și viitor student? Să aduc cât mai multă muzică în fața oamenilor, să scriu cât mai mult evident în următorul an vin și cu admitere vine partea asta iar să fii cât mai aproape de oameni. E posibil să sacrifici o anumită perioadă pentru bacalaureat, din punct de vedere artistic, lucrurile nu se vor opri, vor lua o scurtă pauză, mm. dar revin în, în forță. Mm, nu cred că o să se simtă așa pauza, pentru că încerc să pregătesc deja momentul să nu se simtă o pauză. Uite, chiar o să mai am o surpriză până se termină anul și Aha, că mai puțin, dar aici. urmează încă o piesă. Luna aceasta. Ești genul de elev care chiar învață da. Iată la ore? Da, sunt, am fost Pff. întotdeauna genul de elev tocilar, știi, care a avut 10 pe linie. Am intrat cu 10 la mate la liceu, în evaluarea națională, adică am fost mereu. Ești mai, uh, chiar dacă tu vrei una ATC, te percepi și la mate fizică, văd? Îmi Sau mă ce ce matematică. da matematică. Deci nu te gândești să urmezi o carieră, nu știu, inginerie spațială, te vedem undeva prin zona asta. Rămân la o muzică. Mergi la către muzică Cu și către nori, hartă. Dar... <laughs> care e materia ta preferată, sincer? Ce-ți place? Ce ți-ar fi plăcut să faci dacă n-ai făcut muzică sau actorie? Ah, nu știu, așa, geografie, uite, istorie? Eu sunt la profil pedagogic, ceea ce înseamnă că am ore de practică, predau copiilor, îmi place foarte mult să predau. Și probabil aș fi mers în zona asta sau, nu știu, întreb eu adolescent ce-ar vrea să fac. Am multe vise și multe idei. În fiecare zi parcă vine o idee nouă ce mi-ar plăcea să fac, dar clar rămâne muzica. Aveți multe idei, loc. că pe vremea mea când era întrebat ce vrei să te faci, spuneai doctor, spuneai <laughs> aviator pompier, tot ce avea legătură cu uniformă. Acum aveți atâtea variante încât e destul de greu să alegi, dar când vei alege, vei fi convinsă că ai făcut alegerea bună. E clar, voi generația asta sunteți siguri pe voi, nu orbecăiți prin, prin lumea asta complicată. Indiferent de ce idei apar, de fiecare dată a rămas muzica pe primul loc. eu orice idee apar peste noapte, nu am cum să dau la parte. Ai un muzica, instrument preferat? Îmi place foarte mult să cânt la pian și Pot spune că e instrumentul meu preferat pentru că am crescut cumva cu el, dar uite, mi-ar plăcea să știu să când la harpă, mă fascinează instrumentul. Ia cum arată unghiile tale? Merge să ciupești acolo o, o coardă, două, dar pianul e un instrument frumos, e regele. În da. fond și la urma urmei. Uh, nu știu, ești genul de artist care se trezește noaptea cu o idee, merge la pian și a trecut repede. Da, pe dar târtie. sunt și puțin leneșa, așa că scot telefonul și înregistrez. Nu merg noaptea <laughs> la pian, dar da, a doua zi mă așez la pian. Ai pian, pian și... sau pianină? Uh, pianină. Pianină. Uh -huh. Un pian cu coadă. <laughs> nu strică la casa omului. Uh, ești nu e obosită. Nu suntem singuri în studio, nu puteți vedea și altele <laughs> invita care stă și contemplă așa atmosfera de aici. Uh, ești un om care se odihnește, un om care își încarcă bateriile dormind. Astăzi tema noastră are legătură cu relaxarea. Tu după o zi de muncă cum te relaxezi? Muncă înseamnă în școală, totuși producție artistică și așa mai departe. Tot muncă se numește, chiar dacă nu ești plătită <laughs> la termen, da? Dorm. Uh când dorm și îmi pun alarma, când sunt foarte obosit, eu nu aud alarme. O, poate să sune acolo or, eu nu o aud. Um, acum spui și tu un pian, normal că nu-l auzi. <laughs> Te relaxează. pune și tu ceva mai dinamic. <laughs> nu. nu. știu, metalica, de exemplu. <laughs> um, ce mai fac? Ascult muzică, ce paradoxal. Muzică Uite, am foarte multe piese vechi. În momentul ăsta preferat a mea, am revenit cumva la Evergreen. Uh, I don't want to miss a thing. Aerosmith pe care o ascult în ultimele zile peripit. Am piese care tot revin în playlist din când în când și au perioade care, în care le ascult peripit. ai văzut și filmul? Da, da, da. Chiar l-am văzut acum două zile. Și la tine a salvat Bruce Willis, nu? Planeta. Deci nu doar la, la mine. Dacă deschidem Spotify-ul, sau unde asculti? Pe Spotify. Pe Spotify. Ce mai avem? Ce mai regăsim? Văd că te-ai dus și către segmentul rock. Varianta de la piesa Clipe sună, are sound-ul ăsta actual de 2023 care e un pic și retro, prin anii 80, da. cu influențe... Cuva mm -hmm. pastel Exact. Mm -hmm. Dualipa asta îmi place. Uite, Houdini. Eu ascult Duali, nu Știu că nu pare, dacă te uiți la mine. <laughs> Uh, și la cămașa și la ce am eu pe spate. Uh, Dar mai ascult Dua Lipa, mă relaxează, îmi place genul ăsta de, muzică. Hai să vedem ce mai găsim în playlistul tău. găsim pe Spotify. Bun. Ia. m Mă mai inspir și eu că nu mai am să ascult în mașină. <laughs> M-am însătorat de muzica mea, vreau și muzica altora. Ia să vedem. Clasicele. Clasice. Logic. Că ce? mă relaxează, parcă... Da? sunt liniștite, cumva sunt curate. Și atunci, după zi foarte agitată, mă... Știi că după... Se spune că dacă asculți Mozart cel puțin un sfert de oră pe zi, îți refaci toată structura moleculară, se reface Ce apa, tari. îți încarci... Se deschid ceacrele. Așa. Ia uite că și eu am pe aici. Zen ambiental, Inflames, sensans, da? Să nu crezi că nu ocolesc sistemul ăsta al muzicii clasice. Bun. Deci, ești omul care se relaxează dormind, ascultând muzică. zi o plăcere vinovată, o plăcere asumată, ceva ce. știi că îți face rău. Mănânci dulciuri? Da, dar nu atât de mult. Cred. Nu te văd genul care se căță de pe Nu. Nu sunt. Te văd genul care se meargă pe plajă. Da. Oarecum. Da, Oarecum da, da. Nu în exces. Uite, plăcere nevinovată. Stau destul de mult timp pe telefon și um, procrastinarea e un mare defect pe care l-am. Dacă eu în momentul ăsta știu că am ceva de făcut, aș face cu totul altceva, doar ca să nu fac ce am acum <cute> exact. de făcut urgent. Um, dar încerc ușor, ușor să cizelezi și, și treaba asta. Hey, o să crești și o să-ți dai seama ce contează cu adevărat și o să-ți prioritizezi toate acțiunile. Bun, deci omul muntelui nu ești neapărat. Bine, nu ne nici statura pe noi să ne cocoțăm pe munți. Mai degrabă o să stăm undeva pe plajă. Un loc exotic în care ai vrea să ajungi. Unde se vede Iuca, nu știu, la un moment dat, așa, într-un loc mai aparte nu știu să zic, aș vrea să călătoresc cât mai mult și mai ales să cunosc oameni din cât mai multe locuri. Că oamenii fac locul special. Corect. ți aș niște imagini, dar s-ar să nu le găsesc foarte ușor din Polinezia franceză, cu o plajă foarte, foarte frumoasă, unde cred că merge muzica ta ascultată. <laughs> Te-ai gândit să pleci și pe afară să cânti? Nu neapărat în Polinezia. Nu? De ce nu? Ar din România trebuie să rămână aici, să cunoască și Occidentul ăsta și altceva, în afară de Ina, în afară de da, Ina Alexandra Stan. Oh, da, da, Alexandra Stan. Da, seama, sunt mă, sus pentru mine, mă uit la ele super admirativ. L-ai întâlnit? Da. Te-ai întâlnit cu ele, în da, față? Da, da, față? Da. da. Și cum ți s-a părut așa să-ți întâlnești, nu neapărat idolul, dar omul la care te raportezi? Care e senzația? E fascinant. Încă mi se întâmplă foarte multe lucruri ireal, ireale cumva, le simt ireale, adică să mă întâlnesc cu Ina, să vorbim și după să-mi dau seama ce s-a întâmplat, <gângă> încă mi se pare fascinant. Pe altcineva ai vrea să întâlnești, mă gândesc din uh, afara aspectului muzicii din România. te vorbeam de Dua Lipa, mi se pare foarte tare ce face, uh, dar nu, nu, mai este atât de mulți artiști talentați uh, și super muncitori cu idei. Uh, sunt mulți oameni talentați, dar până la urmă contează și cum prezinți talentul oamenilor. Uh, îmi place mult Ash. E o tipă foarte mișto, pot să-ți dau să asculți, care are niște piese cumva diferite de tot ce în există. În alt, exact. În exact. Și îmi place ce face. Uh, mulți oameni. Se e frică să te inspiri de la alții? Te sperie ideea că lumea o să spună, a, ah, uite, sună Iuca precum nu știu cine, de nu știu unde. Muzica bună s-a scris. Și nu zic eu. Sunt foarte mulți care spun asta. Și atunci am auzit și acum că am scos remake-ul. A, ah, păi, este piesa copiată. Mm, este nu un, remake. E, e un remake. Este un remake. Ex exact, este cu totul refăcută. Da, am păstrat din frumusețea ei, dar este refăcută. Um, Ținând cont că muzica bună s-a scris, tu poți să vii acum cu idei noi, să expui, altfel, și uh, chiar involuntar s-ar putea să găsești o formulă din piesa mea în altă piesă deja scrisă. Nu înseamnă că artistul a luat de acolo să te lasă. Da, nu a plagiat. Exact. E o discuție care se poartă cu privire la sistemele care îți depisteze plagiatul și atunci când scrii și atunci când compui uh -huh. sunt, sunt șapte note muzicale, cât le-ai sucit, cum la ai orientat, la un moment dat s-ar putea să se mai fi scris ceva ce-ți imaginezi tu Pe de altă parte, e amprenta pe care fiecare artist o, de o pune De-aia spun că piesa cripe e o piesă care sună bună și în variantă originală a băieților Fart. Dar parcă îmi place mai mult, mi se pare că mă aduce chiar în anul ăsta Chiar dacă mă duce un pic în trecut Cu ideea piesei soundul ul îmi zice E 2023, mm -hmm. chiar 2024 Vocea e bună, e fresh Sunetul Mulțumesc. e bun, producția în sine E una reușită Nu ți-e frică de viitor, ești tânără Ai tot viitorul în spate și vrei să continui Vrei să faci Normal. muzică Asta înseamnă că ești pregătită să oferi și mai mult Iuca de peste 10 ani va fi cu siguranță altfel decât Iuca de acum Peste 10 ani Gândește-te că vei avea cu totul Și cu totul alte repere Oamenii din jurul tău vor avea alte repere, se schimbă generații. Poate o să se uite de 3 Sud-Est, poate o să se uite de Yuka cu clipe din 2023, poate Yuka o să cânte cu inteligență artificială, o să aibă, nu știu, vocea lui Elvis Presley, un duet cu Madonna. Habar n-am ce se poate întâmpla. De asta spun că e o provocare extrem de, extrem de importantă pentru un artist și mai ales pentru un muzician. Actoria e actorie. Ce se poate inventa în materie de filme, nu știm, te poți reinventa rol de rol. Dacă vine vorba de muzică, chiar sunt curios cum va arăta viitorul. Uh, și soundul. Pentru că, nu știu, tehnologia va crea cu totuși tot alte perspective, alte aranjamente. Spui tu că muzica bună s-a uh, scris. Eu zic că mai e loc. Mai e loc să se rescrie muzica mm -hmm, bună. Clar, să se rescrie. Uh, cred totuși că, deși este atât de multă tehnologie și atât de multe idei noi apar, uh, cred că Omului îi place ceva natural, real. Și o să se întoarcă întotdeauna la sunetul ăla pe care îl cunoaște. Ceva că, autentic uite, până la urmă, ceva ce da. se simte cu sufletul, exact. nu cu doar cu urechea. Exact. Că nu e totul despre inteligență artificială. O să ai nevoie de ceva aici. Exact. Și... Au spus mulți că nu va pătrunde sau va pătrunde, deci ne va distruge. Sau așa îmi place mie să cred. Ești un artist tânăr, respectat, care devine un mulțumesc. nume important în muzica românească. Iată că există viață și după Zodier, <laughs> dacă îmi permiți e gluma. Ultima oară ai fost cu Zodier da, da, da. aici, la noi, în studio. Acum ai venit cu aceste clipe și am petrecut clipe frumoase împreună și îți mulțumesc pentru prezență. Și eu mulțumesc. Uh, mult. Ai fost mai degajat azi, mai. Uh, uh, nu știu, te-ai simțit ca acasă. Păi, normal da? E bine, uh -huh. uite, muzica te urmează și chiar îți anticipează faptele. Iuca, așteptăm surpriza de sfârșit de an. Uh -huh. Rămâneți cu mine pe așteptăm... Instagram, TikTok, anunța acolo tot și sunt sigură că o să vă placă. Te urmărim, cu siguranță. Ai deja un like și un share. Urmează și un an nou, curând, care îți va aduce succes și pe plan profesional și pe plan nu știu, al activității tale didactice. Ce urmează să faci alegerea ta? Baftă! Să Mulțumesc mult! Fie bine! Mult succes și mulțumim pentru uh, prezență. Oameni buni cam atât pentru astăzi. Cu Iuca am încheiat matinalul și ne bucurăm că a fost alături de noi și alături de voi pentru că a fost momentul live pe Facebook. Dacă l-ați ratat, îl puteți revedea. Răzvan Petre vine imediat cu de 10 ori România. Mâine dimineață ne <coughs> întoarcem în formulă completă pentru că vine și bratul la serviciu, gata cu vacanța, gata cu distracția. Luăm taurul de coarne și fiind miercuri ne pregătim deja pentru weekend. Iuca, mulțumesc! Eu mulțumesc mă. în continuare. Rămâneți ascultători de București FM, Cornelor 2 plus Alex vă salută, aveți grijă de voi. Pe mâine, ceau! București FM!